Noi tronsoane de drum ar putea intra în reabilitare și asta după ce consilierii județeni și-au dat votul pentru includerea 3 tronsoane în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Totodată de programul de finanțare va beneficia și podul de beton armat de pe drumul județean 606C. Intenționăm să primim finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru 3 drumuri din județ, care totalizează o lungime de 37 de kilometri, cu o valoare de aproximativ 80 de milioane de lei, adică vreo 800 de miliarde de lei, cam 17 milioane de euro. Drumurile vor beneficia de cote de cofinanțare atât de pe Programul de Dezvoltare Locală, cât și din partea Consiliului Județean Mehedinți. Este drumul acela de la Firizu, de Bocița Firizu, Cerna Vârf, un drum care sunt sigur că va crește potențialul turistic al zonei noastre. De asemenea, propunem pe PNDL și drumul de la Crăguiești, Ilovăț, Studina, Șovarna, Rudina, sat Rudina, comuna Bala, foarte important pentru locuitorii din comunele respective, pentru că scurtează drumul către Severin. Ultimul drum pe care îl propune este de fapt o continuare a investiției făcute de noi anul trecut. Continuăm drumul de la Slașoma până la intersecția cu drumul comunal 91 din satul Petra, aproximativ 6 km. La modernizare DJ671E din Bogița, intersecție DJ670 cu lungimea de 18,466 km. Totalul investiției, conform standardelor de cost, este de 42.579.347.347.000. Eligibil de la Ministerul Dezvoltării sunt 41.222.454 de lei, iar cota de cofinanțare a Consiliului Județean este de 1.356.893 de lei. Dacă tronsonul drumul județean 671E, drumul județean 670 necesită sume de bani mai mari pentru reabilitare, celelalte drumuri au cote de finanțare mai scăzute. Tronsonul Crăguiești-Ilovăț, Studina, Șovarna, Rudina, în lungime totală de 12 km, necesită pentru reabilitare suma de circa 26 de milioane de lei, în timp ce tronsonul cuprins între Slașoma-Petra, în lungime de circa 6 km, va costa 11 milioane de lei. Totodată și pentru modernizarea podului de beton armat de pe drumul județean 606C va fi nevoie de peste 1,5 milioane de lei. Investițiile masive din ultima perioadă pe drumurile județului arată dorința clară și evidentă a mehedinților spre o evoluție concretă, căci la capitolul infrastructură rutieră, județul nostru s-a arătat a fi deficitar.